Accident grav pe DN1 în comuna Românești. Un șofer de 22 de ani nu a ținut cont că asfaltul este ud și a călcat prea tare pedala de accelerație. Într-o curbă nu a mai putut controla mașina, a intrat în separatoarele de drum, după care a fost proiectat într-un stâlp de pe marginea șoselei. Tânărul a fost adus în stare critică în București cu un elicopter smurt. Din mașina încolăcită în jurul stâlpului de electricitate, tânărul încarcerat a fost scos cu ajutorul pompierilor. Mai multe echipe de medici s-au chinuit să-l țină în viață și au cerut ajutorul unui elicopter smurd din cauza stării grave a bărbatului. Impactul a fost extrem de violent. Tânărul, care, spun martorii, circula cu o viteză foarte mare în localitate, a pierdut controlul mașinii în curbă. Și a ciupit valiza și a pus frână, nu știu cum, și s-a întors. Dacă circulă cu viteză, șoseaua udă, circulă cu viteză și a intrat în parapet. În parapet l-a aruncat în stâlp, aud. Se pare că nu a adaptat viteza la condițiile meteorutiere, curbă deosebit de periculoasă la stânga, pierzând controlul asupra direcției, părăsind partea carosabilă, după care a intrat într-un stâlp de înaltă tensiune. Intervenția salvatorilor a fost contra cronometru. Tânărul a trebuit să ajungă cât mai repede la spitalul de urgență din București. Am avut un accident ieri cu un pacient extrem de grav care va fi transportat la spitalul Florescu. În curba morții, cum îi spun localnicii, se întâmplă foarte multe accidente grave, astfel că poliția a trimis informări celor de la drumuri încă de anul trecut să întărească sistemul de semnalizare rutieră în zonă. În curba asta întotdeauna se întâmplă. A pus și separatoare, de astea degeaba le-a pus. Dacă e puțin udă, derapează mașina. În timp ce polițiștii terminau cercetările în urma accidentului, la aproximativ 200 de metri de locul impactului s-a întâmplat o altă tragedie. Un biciclist de aproximativ 60 de ani a căzut secerat la pământ. Medicii au făcut manevrele de resuscitare, dar nu i-au mai putut salva viața. Cu câteva minute înainte, omul a fost surprins în timp ce urmărea salvarea tânărului din accident.